Legea pensiilor, o prioritate a PSD, a fost respinsă de Senat, prima cameră sesizată. Numai un vot a lipsit ca legea privind sistemul public de pensii să treacă. Premierul Viorica Dăncilă le dă însă asigurări pensionarilor că punctul de pensie va fi majorat de la 1 septembrie, așa cum este prevăzut. Ne-am ținut întotdeauna promisiunile față de pensionari. Dacă nu am putut prin lege, am dat ordonanță de urgență. Pensionarii la 1 septembrie vor avea majorarea punctului de pensie și vom trece legea pensiilor de camera. Legea pensiilor a fost reexaminată ca urmare a deciziei de neconstituționalitate a CCR. Reprezentanții Comisiei Europene au arătat recent că noua lege a pensiilor reprezintă un risc la adresa sustenabilității finanțelor publice și au criticat slaba colectare bugetară.